Eram și eu ieri ca tot omul, am avut un drum lung de făcut, am luat un Bolt. Și fiind eu un Bolt, ce putea să asculte șoferul? Dacă nu, Radio Zoo. Ascultând eu Radio Zoo, la Radio Zoo era o emisiune cu Popescu și Cuza, așa, care Cuza de la Noaptea Târziu aparent este angajat Radio Zoo. Și au ajuns la subiectul, desigur, care stă pe buzele oricărui bărbat insecure din România, de political correctness. A, da, eram și eu un Bolt atunci cu poezia. Da. Au început să vorbească despre cancel culture, despre pericolul cenzurii, pericolul cancelării. Efectiv, clasicul discurs. Culmea, că nu vreau să denaturez doar pentru efect comedic, pentru că este comedia secolului. Culmea, Cuza a zis înainte să zică ce o să vedeți că a zis, adică au avut o discuție despre bullying, despre cum celălalt băiat a fost gras și a fost și el bullied la viața lui. Cuza a zis la rândul lui că, în mod evident, că nu trebuie să discriminăm pe bază de rasă, pe bază de etnie, pe bază de, nu știu dacă e și orientare sexuală, mă rog, dați înțeles. Adică a făcut așa un preambul de ăsta, că da, nu se pune problema, că n-ar trebui să facem chestiile astea. Și pe urmă a continuat zicând, în legătură cu acest cancel culture, cu acest political correctness, eu am compus o poezie. Și am compus o poezie despre cancel culture pentru copiii mei. Care nu există, gen, pentru copiii ce vor să vină. Și am înregistrat în mașină radio-ul. Vă las să ascultați. Sunt aici cu dumneavoastră, dar vă las să ascultați fără să comentez eu ceva. Și are curajul să-și asume. În niște vremuri în care, de frica gurii lumii, prefer să taci. Începe. Copii, eu îmi cer scuze că voi nu mai rostiți cu ale voastre voze ideea ce-o gândiți. A fost o vreme bună în care oamenii normali puteau oricând să spună cum ești sau cum le pare. Au fost alții mai proști ce au murit, să știți, ca noi să n-avem măști și să stăm liniștiți. S-au adunat în grupuri prea vocale, clar provocați de genii din camere ovale. Îmi cer scuze, copile, de vrei să-ți fie bine? Părerile-ți umile, păstrează-le la tine. Iar dacă vreunui om nu îi suporți prezența, cât încă ți-e permis, fă-i dar indiferența. Însă să știți, copii, că nu vă înșelați. În lume zeci și mii de proști și de ratați. Nu vă gândiți că-i bine. Părerile vă mor. Și uite așa, copile, devii consumator. Ușor de trăcuit, ușor de targetat, ușor de amuțit și repede uitat. Doamne Dumnezeule mare! Doamne Dumnezeule mare! Tu-s inimile, prieteni dragi! Pianul ăla! Pianul ăla trist! Stai că este cineva că a pus-o pe Instagram. Ceva... Îmi place că mulți în chat au întrebat dacă ăsta e Flick care se aude. Nu, este Cuza de la Noaptea Târziu. Contenderul lui Flick, domnul Rimmel, la categoria de poetul național al țării. A, era aici, wow, cât de prost sunt. Era aici, fuck. A fost o vreme bună în care oamenii normali puteau oricând să spună cum ești sau cum le pari. Era o vreme când puteau oamenii să zică cum ești sau cum le pari? Ok. De ce nu poți să zici acum cum ți se pare un om? Uite, o fac eu. Cuza mi se pare penibil. Uite, pot să o fac. Sau la cine referi? Că nu mai poți să-i mai zici lui unul că e ca o pasăre de pe cer pentru că are altă culoare a pielii? Sau la ce te referi exact? Vrem un exemplu. Vreau să aud un exemplu de părere pe care nu mai poți să mai ai despre alt om. Păi da, cum, adică cum îți vine ca să faci demersul ăsta? Zici, bă, știi ce? Eu scriu o poezie despre cancel culture.
Bă, să băgă e. Dorința de bărbat care a trecut de 30 de ani, care nu este discriminat. Tot vede discriminare în jur, știi că mai sunt ăștia ca mine, ca voi, care zic, bă, sunt discriminați ăia, sunt discriminați ăia, sunt discriminați și prea se aude. Știi, în ultima vreme, bă, prea se aude că sunt prea mulți oameni discriminați. Oameni care au fost mereu discriminați, dar acum vorbim despre asta. Bărbatul al de 30 de ani, tu gândește, bă, da mă frate, mică, și eu pot să fiu discriminat. Și eu sunt discriminat. Uite, de exemplu, sunt discriminat de cancel culture. Vezi că lucrez la radio, zuc. Te cancelezi singur lucrând la radio, să ești nebun. S-au adunat în grupuri prea vocale, clar provocați de genii din camere ovale. Bă, nu știu dacă pot să mă consider un geniu, dar sper că am fost o muză pentru cuza domnului Rimo. Nu, zice, nu e antimască, nu. E stupid ce zice, dar cumva are sens că vezi, doamne, că au murit ăia care erau antimască, ca noi acum să nu mai avem COVID. Nu vă gândiți că e bine. Părerile vă mor. Și uite așa, copile, devii consumator. Avem nevoie de mai multe păreri în această lume. Păreri în formă de poezie, asta ne dorim. O vreau mai mulți flic domnorimă la radio. Nu știu, men, pare că e genul ăla de chestie ca oricare dintre noi care a flirtat cu conceptul de a scrie poezii cândva la 16-17 ani. E genul ăla de chestie, numai că e un om de 30 de ani care face asta. Ușor de trăcuit, ușor de targetat, ușor de amuțit și repede uitat. Deci ești ușor de trecuit și de targetat pentru că există political correctness. Ok, are sens. Din cauza că zice un adolescent cu părul verde pe internet, hei, poate nu e ok să fim rasiști, asta face ca Google să îmi bage sonda în uretră ca să vadă ce... Ok, scuze, tu far. Gata, asta a fost... Vreau să o învăț, să nebunez, vreau să o învăț. Cuza, puteai fi doar băiatul confundat cu Ristei în opera lui Gabriel, dar ai ținut să te faci de râs. A, cu ocazia, știam că sunt... Ce faci, băi, băiete? La mulți ani, Florin, am știut că ai câștigat X-Factor din 2001, am zis, hai să-ți aduc și ție un cadou. 99 am câștigat, e ok. El nu e Florin, el e Cuza. A, cred că ești cu Florin și de-aia mai ras la mare. Așa era pe desfășurător, dar m-am schimbat eu. Dă-i cu fine, băiatul, nu vrea niciunul. Nu, mai am un Florin de seară. A, ok. La petrecere și... Cum e prea departe? Ești suficient salariul cât să-ți iei singur cadou. Acum am deschis Instagram-ul și cred că înțeleg ce l-a motivat să facă această operă. Probabil faptul că a apărut la emisiunea Blackface. Că la emisiunea Blackface i s-a zis de tot așa, de niște copii cu părul colorat, hei, aceea este emisiunea Blackface! Știi că Blackface-ul este rasist? Why? Sincer, at this point, nici nu știu, adică nu e... e... Cuza și Scărlătescu tânăr, zice cineva. Da, deci cred că de asta este supărat pe cancel culture, că i s-a adus în vedere că blackface-ul este un obicei rasist de acum 100 de ani. Și neplăcându-ne istoria sau să deschidă primul link de Google sau astea, știi că asta e, că îi face pe alții proști și ratați. E mult mai ușor, desigur, să zici că societatea se duce de râpă, pentru că există niște oameni care zic, hei, poate nu mai fi X. A, credeam că sunt ceasurile lui. Văzusem așa de la distanță, Daytona asta, credeam că sunt ceasurile lui. Țin în mână vreo 3 apartamente. Aha, e o publicitate nemarcată, cum se face. Că mă și miram, domnul angajat radiozul, mă rog. Tare, mi-a plăcut, vreau să vă mint. Nu vreau să creadă că încerc să-l cancelez, pentru că există foarte multe cazuri de cancel în România. Se știe chestia asta, sunt cancelați oameni zi lumină, stânga-dreapta. Cancelul desigur însemnând că cineva îi zice altcuiva, ha-ha, ce penal e căcatul pe care l-ai zis, și asta e cancelul. Și fiind extrem de mulți oameni cancelați în România, nu vreau să creadă cuza că încerc să-l cancelez. Doamne ferește, este un om pe care mi-l doresc din ce în ce mai mult în entertainment românesc, dar doar să zică poezii. Da, atâta. Vreau să vă arăt imnul cancel culture. Aș vrea să învățăm pe drăguț. Mai vreau să mai aud o dată. Fii atenți. Nu, stai. Fane Stelaru, cine mai e pe aici? Bă, vă rog eu, ăștia de... Exact, uite, Fane Stelaru, aș face o piesă. Să mor tu. Doresc piesă pe aceste versuri. Îți fac și sunet de TikTok. Gata, hai, mai dă o dată de la început. Au fost alții mai proști ce au murit, să știți. Bă, da, asta e cel mai funny. Scuze că pun pauză. Cuza cu băiatul ăla, eu vorbit înainte despre cât de nasol e discriminarea pe bază de culoarea pielii, de whatever, ce-o mai vorbit. Îi zisese, băi, am fost gras o mare parte din viața mea și am primit bully de ăsta constant. Nu m-a afectat cine știe ce, dar așa că ideea era nasol. Știi, și după vine poezia cancel culture care zice, de ce nu mai poți să mai zici de alții cum sunt? Gen... ce? Să-i zici lui ăla că e gras sau ce? Că nu înțeleg. Poți să o faci, nu te oprește nimeni, literalmente nu te oprește nimeni. De asta vezi că e așa generalist, când el de fapt era probabil supărat că i-au zis doi oameni să nu se mai ducă la emisiunea Blackface.
A fost o vreme bună în care oamenii normali puteau oricând să spună cum ești sau cum le pari. Au fost alții mai proști și au murit, să știți, ca noi să n-avem măști și să stăm liniștiți. Ui! I love it, mi-a plăcut. Radio Zuc. Da, am văzut și la Sânziana Negu. Da, e numai cancel zilele astea, numai cancel. Sunt cancelați oameni stânga-dreapta. Cancelul, cineva care nu exista acum 2 ani, că, gen, că nu exista awareness pe probleme sociale acum 2, 3, 5 ani, cineva față de acum 2 ani ți-a zis, hei, nu zice că ai OCD dacă n-ai OCD. Cancel culture! Dar mă enervează, știi, ideea asta mizerabilă pe care o propagă pe internet și mincinoasă și în interesul lor de oameni narcisiști, e un pericol constant. Cancel culture, el există cu adevărat. Uitați-vă cât... Numește un om cancelat în România. Vreau să numești un om cancelat în România. Just one. Femeie, bărbat, câine, pește, ce vrei tu? Un om numește-l. Unu. Nu există. Dar e constant. Ceaușescu, da, Ceaușescu e singurul caz de cancel real din România. Nu, pardon, singurul caz de cancel așa cum îl privesc oamenii ăștia. Pentru că cazurile de cancel există și se întâmplă la tot ce înseamnă oameni progresiști, oameni de altă orientare sexuală, oameni de altă rasă și așa mai departe. V-am mai arătat o dată, deși am șters video de pe YouTube, omul care a fost dat afară de la școală pentru că a share-uit în 2018 o postare care zicea că nu susține referendumul pentru familie. Iată cel mai bun exemplu de cancel culture. Un învățător și-a pierdut postul din cauza unei postări împotriva referendumului pentru familie. După ce a fost la școală să cunoască elevii, părinții l-au căutat pe Facebook. De acolo au aflat că în 2018 postase o poză cu iubirea nu se votează, referitor la referendumul pentru familie. Părinții nu au mai dorit ca învățătorul să vină la școală pentru că orice rătăcire sexuală nu este acceptată. Iată, se întâmplă deja, numai că aici are repercusiuni reale. Aici, când vine vorba de status quo și de conservatori, are repercusiuni reale. Este un om care și-a pierdut locul de muncă pentru că în 2018 a postat o poză cu iubirea nu se votează. Asta este un screenshot de pe grupul de WhatsApp al părinților. Dacă se confirmă, nici să nu aude dânsul. Acest domn are cazier de la poliție în munca cu copiii. Orice rătăcire sexuală nu este acceptată. Mulțumesc. Stătea cazuri în fiecare zi, trebuie doar să deschizi știrile. Stătea cazuri de oameni cancelați, dar niciodată din motivele de political correctness, nu, fix invers, din motivele de conservatori nenorociți. Plac foarte mult oamenii care spamează buhnici. Unde e cancelat buhnici exact? Hai să căutăm. Ok, 1 milion de subscriber, ok. Ok, postat acum o oră, postat acum o zi, postat acum 2 zile, view-uri. Interesant, ultimul podcast 129k views. E cancelat acest om, e cancel ligantea. E cancelat al dracu, nu mai există. L-au mutat din țară, l-au trimis în exil în Elveția. Let's go. Copilul lui Cuza Bilaic, un orologiu sună noaptea jumătate. În castel în poartă oare cine bate? Eu sunt bună maică, fiul tău dorit. Eu și de pe Insta mă întorc hrănit. Poarta noastră fuse crudă. Mica mea mândrie este sfărâmată. Dar deschideți poarta, stângiștii mă înconjor. Eu am spus doar B-word și au sărit. Ce părere ai vere de faptul că influencerii pot să promoveze orice țeapă și să nu pățească nimic în România? Exemplu, Dorian... Da, nu, cancel culture-ul a adus la chestia asta. Dacă nu era cancel culture-ul, influencerii puteau să promoveze în continuare Plash Bio. Oh, wait, o fac. E cancel culture, e cancel culture mult. Copii, eu îmi cer scuze că voi nu mai rostiți cu ale voastre buze ideea ce o gândiți. Ok, vreau să channel my inner Păunescu. Copii, eu îmi cer scuze că voi nu mai rostiți cu ale voastre buze ideea ce o gândiți. A fost o vreme bună când oamenii normali puteau oricând să spună cum ești sau cum le pari. Au fost alții mai proști și au murit, să știți, ca noi să n-avem măști și să stăm liniștiți. S-au adunat românii în grupuri prea vocale, clar provocați de genii din camere ovale. Îmi cer scuze, copile, te vrei să-ți fie bine, părerile păstrează-le la tine, iar dacă vreunui om nu-i suporți prezența, cât încă ți-e permis, îi doar indiferența. Copii, voi stați cu minți, e timpul ca adulții să își iasă din minți.
Însă să știți, copii, că nu vă înșelați în lume zeci mii de proști de ratați. Nu vă gândiți că-i bine, părerile vă mor și uite așa, copile, devii consumator. Ușor de trecuit, ușor de targetat, ușor de amuțit și repede uitat. Mulțumesc. Fire masca nu se referă la pandemie, se referă la masca pe care o poartă conservatorii ca să nu fie cancelați și moartea din aceeași strofă se referă la moartea din revoluție? Să faci analiză pe text. Ok, ce înseamnă perdelele? Au fost alții mai proști și au murit, să știți, ca noi să n-avem măști și să stăm liniștiți. Ah, ok, da, are sens, că au murit la revoluție ca noi să n-avem cenzură, cum era pe vremea lui Ceaușescu, el fiind un om de 30 de ani. S-au adunat românii în grupuri prea vocale. Name one. Care grupuri? Children, I apologize that you don't speak anymore. With your lips, the idea you are thinking of. It was a good time when normal people, they could always say, how are you? Or how do you seem to them? Niños, les pido disculpas, que ya no hablen con... Nu, nu o să încerc să citesc în franceză, dar mulțumesc. Bambini, mi scuso, che non parli più con le... De fiecare dată când citesc în italiană, mi-aduc aminte de căcatul ăla de l-am făcut pentru p***i cu Revelionul, cu teleshopping-ul în italiană, în care am tradus tot textul în română cu Google Translate și n-avea niciun sens. Da, gata, nu mai trimiteți în diverse limbi, că nu știu să citesc alte limbi care nu sunt latine. Trimis-o-n p***a latină. Atât sunt latină, morți-mă. Liberi, veniam cod non laceris amplius. Nu mai trimiteți toate limbile, p***a în gură. Citește pe instrumentalul Amenințarea Maimuței promo. Există. Există! Radio Zoo, direct pe scenă, ca de fiecare dată n-ai venă. Copii! A fost o vreme bună când oamenii normali puteau oricum să spună cum ești sau cum le par. Pop, pop! I-am și dat mesaj, că știi că oamenii mereu când se consideră cancelați zic, domne, de ce nu mi-ai dat un mesaj? De ce nu mi-ai scris? Deși gen, cam în 70% din cazuri le-am scris, gen buhniș sau și n-au vrut să îmi răspundă sau nu m-au băgat în seamă sau whatever. I-am dat și un mesaj lui Cuza și i-am zis pe loc, adică după ce termină poezioara, bravo, super poezioara, nici mie nu-mi place corectitudinea politică pentru că vreau cât mai mulți flic domnul Rimă la radio. Nu mi-a răspuns, nu putem să știm ce părere are despre chestia asta, dar am zis să-l felicit. Chiar merită, sincer, chiar m-am distrat. Cine și de ce a fost cancelat? Cuza de la Noaptea Târziu de acum înainte este cancelled. Am hotărât eu aici. De ce m-ați putea întreba? Din cauza faptului că îl copiază pe flic domnul Rimă, care merită să aibă integritatea sa și drepturile sale de autor, da? Cancelatul săptămânii! De mâine nu mai are voie să mai iasă pe stradă, da? De mâine îi se taie accesul la toate canalele de social media. De ce? Pentru că a zis cineva, hei, nu mai merge la emisiunea Blackface. De simplu. Gatekeeping flic domnul Rimă. Flic domnul Rimă a fost the OG. Come on. Ia să auzim de la Fane Stelaru. Îmi cer scuze, copiile. Copii. Copiii, îmi cer scuze că voi nu mai râsteți cu ale voastre buze. Ideea ce o gândiți a fost o vreme bună, când oamenii normal puteau oricând să spună cum ești sau cum le pare. Au fost alții mai proști și au murit, să știți, că noi să n-avem mări și să stăm liniști. S-au adunat românii în grupuri prea vocale, clar provocați de genii din camere ovale. Îmi cer scuze, copile, de vrei să fii e bine, părerile păstrează-le, păstrează-le la tine. Iar dacă vreunui om nu-i suporți prezența, când că ți-e permis, fă-i dar indiferența. Însă să știți, copii, că nu vă înșelați, în lume zeci mii de proști de ratați. După gândiți că e bine, părerile vă mor și uite așa, copile, devii consumator. Ușor de trecuit, ușor de targetat, ușor de amuzit și repede uitat. Bravo! 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 Yeah. Bravo. S-a uitat la final, eh? Eh?
imagini de achivă mic ceapa de când era tânăr. Doamne, superb, superb fan, să-mi va... Pentru ce nu știe Fan Stelaru, link în chat acum. Pune pe YouTube, te rog eu frumos. Aveți linkul lui de YouTube, vedeți cum mai face muzică de toate felurile. Espresor Banca Transilvania. Cum a scos 10 lei ca să facă gluma asta? Superb. Mulțumim, fane, atotdeauna.